O variantă de a alimenta un radio pe lămpi, mult apreciată de locuitorii zonelor rurale, a fost lampa termogeneratoare, ce funcționa cu petrol lampant ca orice lampă de iluminat. Lampa termogenerator produce într-o locuință rurală atât lumină cât și electricitate pentru un radio pe lămpi. Este agățată de tavanul camerei și odată aprins alimentează aparatul. Funcționarea se bazează pe fenomenul Peltier. Conține mii de mici termocuple care pe o parte sunt încălzite de flacăra lămpii, iar pe partea opusă sunt răcite de radiatoarele de aluminiu. Diferența de temperatură creează o tensiune electrică suficientă pentru alimentarea radioului. Poate genera 90 de volți pentru tensiune anodică și 1,5 volți pentru filament. Centurii municipiului Tecuci din județul Galați, o șosea ocolitoare cu lungime de 7 km. Este a treia încercare pentru realizarea centurii Tecuci. Desemnat o firmă din România. Reluarea lucrărilor în această primăvară fiind posibilă doar dacă nu se depun contestații. Contractul pentru finalizarea lucrărilor la centrul de cuci este estimat la 40 de milioane de lei, cu termen de execuție 12 luni. Până la sfârșitul anului ar
Deși randamentul unui asemenea generator era de numai 5%, lampa a fost cea mai apreciată sursă de energie creată special pentru aparatele din zonele neelectrificate.